super afectată pătură. Am petrecut împreună cu familia mea Limic. E bine că ofițer Teo a trecut de partea noastră. Bate ofițer Teo! Yay! Ești vlogger acum! Yeah! Poză de Insta! M-a la spate în spate! Yeah! Ofițer Teo, trebuie să te învățăm. Trebuie să faci cool. Yeah, like, boom! Ei, eu m-ai lăsat! Tu și ofițer Mircea ați vrut să fiți de partea noastră! Yeah! Ce e asta? Nu cred. Ce-i cu asta? Pare veche. E de urmărire, mami. Și ofițer Teo este urmărită acum. Eu m-am temut de asta. S-ar putea să fim și noi urmărite. Să intrăm repede, până nu ne prinde cineva. Stop, poliția! Acum ce ne facem? Hai să întrebăm repede și să închidem ușa. Nu cred că se poate. Ne-au sumat deja. Nu mișcați! Mergeți! Intrați mai repede! Stai! Fac corecție cu voi! Ce? Intrați! Mai repede! Iarăși! Intrați la corecție! Astăzi vezi, da? Evaluarea inițială. Ce? Inițială la ce? Noi am început de mult școala, am și terminat-o. Și ne și descurcăm. Suntem bune la orice materie. Vom vedea. În funcție de răspunsurile pe care le veți da, veți putea merge la școala de la suprafață. Sau nu. Vom vedea. Pune-le la încercare. Prima întrebare. Cu ce filmați un vlog? Știu eu! Pune tu! Cu telefonul! Greșit! Următorul! Cu GoPro-ul! GoPro-ul! Greșit! Următorul! Dacă nici cu telefonul, nici cu GoPro-ul, atunci cu o cameră minusculă, finuță, să ne putem deghiza și ascunde prin toate pădurile, să filmăm lucruri inedite, fără să fim văzuți! Greșit! Atunci cu ce? Cu o cameră mare, cum se filmează la televiziune, profesională, ca să puteți fi zăriți ușor, să fugă lumea din calea voastră. Școala asta e pe dos. Următoarea întrebare, pentru că la prima întrebare nu ați răspuns cum trebuie. Nimic nu-ți convine, domnule profesor. Nu domnul profesor, domnul ofițer. Următoarea întrebare, cum faci o poză pentru Instagram / Facebook? Știu eu! Clară, cu blur în spate! Greșit! Următoarea! Puneți-o pe ea! Eu pe tine te-am pus!
într-o poziție cât mai naturală și fantastică și frumoasă. Să ne arate frumusețea interioară, dar și pe cea exterioară. O poză inedită care să surprindă atât peisajul, cât și pe noi ca personaje principale. Greșit! Trebuie să faceți o poză în care să vă pierdeți în mulțime. Și... a treia întrebare. Cum reacționați când vă întâlniți cu un fan? Bine, hai tu! Yeah! Facem o poză cu el, vorbim natural... Greșit! Cine vrea să mai răspundă? Răspunde! Fugim de el! Favorabil răspunsul, dar să vedem ce are de spus și colega ta din spate. Păi, mai mult decât să fac o poză, să-l salut politicos și... ce mai vrea, să-i dau numărul de telefon? Ar fi o soluție, să fiți bombardați de apeluri, dar... cel mai bun răspuns l-a dat colega voastră. Încă un răspuns corect și vei putea merge la școala de la suprafață. Aha, deci trebuie să spunem răspunsurile pe dos. Așa e, să încercăm și noi de data asta. Teo a putut să zică pentru că așa face ea. De ce vă luați după mine? Tu nu vrei să scăpăm toate de aici? Da, da, vreau. Următoarea întrebare. Cum reacționați la comentariile de hate? Tu. Le dăm inimioare? Vedem, vedem. Următorul. Haide, tu. Răspundem obraznic? Următorul. Le trimitem mesaje că îi iubim și că le mulțumim. E un om normal, aș fi spus că le ignorăm, trecem peste ele, nu le băgăm în seamă, nu punem la suflet. Putem să le ștergem sau să ascundem utilizatorul de pe canal. Da, 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 să credeți voi. Eu am răspuns corect acum. O să mă duc la școala normală. Yes! Ce lea este, ofițer Teo? Acum nu mai sunt uite. Uite, și ofițer Teo și ofițer Mircea sunt aici. Dacă au trecut în tabăra noastră. Ați răspuns aproape corect. Cu toții ați răspuns corect. Așa că nu poți merge la școala normală. Yeah! Stai pe loc. Trebuie să te duc eu. Haide. Acum am terminat cu una. Să vedem și cu voi amândouă ce mai facem. Eu vreau un banc ca Teodorie. E cu noroc. Ce mai învață? Să fiu mai aproape de ușă, poate dacă îți dă ție drumul, o zbuchesc și eu. S-o crezi tu, eu plec prima. Școala asta deja ne înrăiește. Trebuia să fim aliați. Eu vreau să scap. Hei, lăsați vorbăria să trecem la altă întrebare. Cum faceți un story pe Instagram? Îl facem cât mai plictisitor, ca să plece oamenii. Și postăm cât mai rar, ca să nu ne mai urmărească nimeni. Bă, cumva v-ați prins de șmecherie. Răspunsurile voastre au fost incorrecte. Ce? Aveam două corecte și puteam ieși și noi. Ce mai e și asta? Până acum trebuia să răspundem pe dos. Acum ce ai făcut? Regulile le fac eu. Așa că încă o întrebare. Cât de des postați pe YouTube? Eu, că vreau să ies de aici, eu. Tu? În altă situație aș spune că preferabil ar fi zilnic, dar așa cu dumneavoastră stau și mă gândesc și aș răspunde că ar trebui să urmăresc în Analytics și când e rata de click mai scăzută, când nu e nimeni pe canal, așa cum ar fi o sală de cinema goală, atunci ar fi momentul să postăm. Cât mai rar, o dată pe săptămână sau pe lună, când ne amintim. Ce să mă fac eu cu voi? Ați trecut testul. Veți merge la școala normală. Cred
Maria, la locurile voastre. Bine, iar în bănci. Ce cald e aici. Vă e cald, nu? Școala asta are uniforme. Iar portocaliu! N-am scăpat! Teo este pentru prima dată în portocaliu! Să o credeți voi! Avem genți! Să vedem ce materii ne așteaptă anul ăsta! Hai să vedem ce avem aici! Wow, e plin! Wow! Două penare! Caiet de matematică! Am și eu penare și cărți! Să scot toate cărțile! Frumoasă carte! Mă cam supraevaluează, e greu, nu cred că o să știu să fac aici. Să colorez cum îmi place! Cine mai știe să coloreze? Eu știu să colorez! Atunci să rezolvi tu și sarcinile noastre! Fiecare cu sarcinile lui! Gata, sunt pregătită! Liniște, să facem prezența! Dar aici când se sună? Clopoțelul nu se aude? Poate reușim să evadăm la pauză. Fără pauză la școala de reeducare. Nu mi-a mers. Facem prezența. YouTuber Mara. Prezent. Vlogger Cristiana. Prezent. Ofițer Teo. Dezertor Teo. Prezent. Deschideți la pagina 10 și lucrați. Găsește diferențele și colorează imaginile. Asta e prea greu. Domnule ofițer, eu nu înțeleg. Nici eu. Veniți să-mi explicați. Ia să vedem, ce nu înțelegi? Teo, nu înțeleg ce înseamnă diferențele. Să nu fii prinsă. Da. Cred că sunt. Și asta. Gata, am înțeles. Foarte bine. Dimați, continuați. Ce mai rupițe. A, deci vă țineți de glume. Cine a făcut asta aici? Eu cu siguranță nu, eu am fost aici, ați văzut și dumneavoastră. Nici eu, ce treabă am eu? Nu mai fac de mult prank-uri, m-am lăsat. Eu nici de cum. Ia să chem eu un tărin. Nici asta nu mai merge. Ați făcut ceva și la stația mea? Nu. Lăsați că vă vine o de hac. Dacă nu recunoaște unul dintre voi, mergeți la închisoare. Cu toții? Normal, cu toții. Eu n-am făcut nimic, nu e corect. Nici eu. N-am fost eu. O să eu arunc în față. O să verific pe camera de supraveghere. Deci tu mi erai. Ce-i cu asta? O glumită nevinovată ca la școală. A, da? Dacă faci de astea la școală, vei merge înapoi la închisoare. Nu! Ridică-te și să mergem. Înapoi de unde te-am adus. Nu mai vreau un frig. O meriți, hai să mergem. Hai. Vă rugăm, ajutați-ne să o scoatem pe Teo din închisoare. Dați-ne idei. Ce putem să facem să o eliberăm? Pisica face zgomot sus. Gardianul se sperie.
și se duce sus să vadă ce se întâmplă. Își lasă geaca jos. Teo bagă mâna în buzunar, apoi îi ia cheia și deschide ușa. M-a închisoare cu tine! Vei sta sub pază! Haide! Hai! Nu acolo, aici în prima bancă. Să te văd eu! Bine! Bine! Deschide caietul și apucă-te de scris. Vino la tablă și fă-mi 3 adunări cu 2. Cu 2? Da, cu 2 am zis. Ce nu e clar? Asta e înmulțire. Nu. Scăderea. Nu-mi trebuia. Asta e împărțire. Nu e bună. Adunarea. Am găsit-o. Asta e 0, 4, 8. Am găsit 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 2 egal 4. 3 plus 2 egal 5. Mă duc să le scriu. Ce tot alegi prin clasă? Ți-am zis să treci la tablă. Să te mai ții tu de șotii. E bine, domnule profesor. Este foarte bine, poftim la loc. În carioca las-o aici. M-a prins. Să verificăm. Ăsta este corect. Asta este corect. Și asta este corect. Ce cald de aici. Bun. Scrie în continuare. Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Ceva se întâmplă afară. Să nu fie cineva care vrea să evadeze. Să evadeze? Acum mă duc după el. Salvăm. Eu aș zice să încercăm să fugim de aici.
să evadăm, dar sunt gratis. Să mergem să vedem ce e cu ele. Poate le dăm de capăt. Hai! Ce e cu astea? Se pare că sunt conectate electric. Hai să mai încercăm. Mami, dar dacă sunt conectate electric, înseamnă că au un panou de unde pot fi dezactivate. Un panou? Uite! Niște butoane! Le apăsăm? Nu, astea sunt becurile. Eu testez. Ai avut dreptate. Uite, s-a activat un infraroșu. Da, dar eu știu că este și o cameră de la vedere. Dar ce-i cu foaia aia acolo? Am verificat mai devreme și era o foaie goală pe catedră. Cred că au apărut litere de la infraroșu. Ne-au folosit la ceva butoanele astea. Dar totuși nu am găsit panoul de control pentru gratis. Poate transparent. O fi camuflat pe aici, pe undeva. Poate nu este pe aici. Eu mă duc să văd ce scrie pe coala aia de hârtie. Stai! Aici e tabla înmulțirii, nu? Da. E o planșă simplă. Dar la ce trebuie? Doar tu știi tabla înmulțirii. Ha, eu cred că am descoperit ceva. Ia privește. Vezi? Sună! Am format un cod! Încearcă să închizi! Nu merge! Poate trebuie să apeși aici! L-am oprit! Dar sigur avem nevoie de un cod ca să dezactivăm gratile! El e camuflat aici, în tabla mulțirii! Mari șmecheri cei de la școala de corecție! Dar cum descoperim codul? Mă duc să văd ce scrie pe catedră. Poate este vreun indiciu. Vin și eu! Așa. Ghicitoare! O ghicitoare, hai să o citim. Am picioare, dar nu merg. Oboseala o înțeleg. Nu-mi dau seama, tu? Nici eu. Voi știți? Dacă știți, puneți repede like și lăsați-ne răspunsul mai jos în comentarii. Repede. Primul care știe ne va ajuta să evadăm de aici. Și mai ales, dați-ne repede like dacă vreți să evadăm. Poate numărul like-urilor voastre e codul pentru a ieși de aici. Ce ziceți? Adunăm 10.000? Eu cred că e un cod de 5 cifre. Ce să fie? Oare bebelușul? Bebelușul merge și nu înțelege oboseala. Bebelușul nu prea merge, dar oboseala o înțeleg. Bebelușul nu prea înțelege nimic decât Nani, papa, pipi. Eu zic să ne uităm de jur împrejurul nostru. Șșș, oprește-te! Știi cine se mai uită de jur împrejurul nostru? Cine, mami, cine? Camera de luat vederi de deasupra. Am uitat să o dezactivăm. Suntem exact sub ea, iar unghiul ei nu bate spre noi acum. Poate găsim o metodă, dar sper să nu ne audă. Iată. Și la treabă! Să vedem cine are picioare în clasa asta! Mesele! Mesele! Bună idee! Da. Nu. Mami, uite, mai e o masă! Lasă, nu e masa sigur! Masa ar înțelege foamea, nici de cum oboseala! Mami, atunci sunt scaunele! Că bine zici, să le cercetăm! No. 1. Am găsit o cifră. Eu nu am nicio cifră, dar nu iese niciun indiciu. Merg la catedră, poate scaunul ăla are ceva special. Hai să mergem! E al meu! Ba,
Suntem o echipă, să la analizăm împreună. Iarăși unul. Nu cred că o contează. Nu știu ce să zic. A mai rămas un scaun neanalizat? Sau poate nu e scaunul. Mami, mai e un scaun! Vezi ceva? Uite! Un bilet! În ce limbă scrie? Nu înțeleg nimic. Stai, mami, e invers! Aha! Ghicitoare, oarecare poartă lasă să intre lumina în casă? O poartă? Noi avem grate. Eu nu mă mai risc. Trebuie să ne gândim la altceva. N-am nicio idee. Eu mai vreau să o citesc o dată, poate o înțeleg mai bine. Oarecare poartă lasă să intre lumina în casă? Lumină! Lumină! Or fi indicii pe acolo, pe sus? Ține masa să mă urc! Haide! Mami, poate se rupe! Dacă nu riscăm, nu avem nimic de câștigat! Au, frige! Și m-a orbit! Mami, dă-te jos, că mi-e cam frică! Oricum nu e nimic aici! Haide jos! O mai căutăm și pe ailaltă? Nu, mami! Mi-am dat seama! Haide să stingem lumina! De aici era! Am închis luminile și totuși vedem! Fereastra! Avem ferestre! Mă duc la asta! Eu la asta! Dă lumină, dar nu văd indiciul! Poate l-am eu! Nu văd nimic nici aici. Mai e o fereastră, Mara! Fereastra! Și indiciul! Între dinți are piper! Mara, te-ai spălat pe dinți azi dimineață? Desigur, mami! Piper? N-am mâncat nimic cu piper, m-am spălat și pe dinți. Nu e vorba despre noi. Citește mai departe. Sunete frumoase scoate. La 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 la. Scot? Nu. La 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 la. Aoleu, tu nici atât. Ai dreptate, nu e vorba despre noi. Și să știți că nu-i din fier. Nu suntem din fier, dar n-avem între dinți piper. Să mai căutăm. Piper, piper negru, verde, roșu. Sunete, sunete, sunete. E panoul de control, ăla scoate sunete. Mă duc să verific. Panoul. Nu mai apăsa, iar scoate sunetele alea. Și nu sunt deloc frumoase. Sunete frumoase scoate, da, astea nu sunt frumoase. Pian. Dar pianul are dinți? Dinții! Ăștia-s dinții albi și curați și clapele negre reprezintă piperul! Eu știu o muzică! Foarte frumoase sunetele! Dar ce ne ajută asta? Lasă cântatul! Hai să căutăm indiciul! Mai mult mă încurci, ajută-mă! Poate este vreun cod, dacă o să cânt la pian, apare bilețelul. Oprește-te și treci la căutat. Bine! Oh! Ai găsit ceva sub scaun? Nu sub scaun, dar sub pian! Ne iubește, ne răsfață, zi de zi ne dă povață. Desigur că v-ați dat seama, nu e alta decât... Mama! Dar ce indiciu să fie la mine? Nu știu, să te caut. Stop, 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 stop! Ce-i mult e prea mult. Hai să ne gândim la alt lucru.
Dacă indiciul era pe mine, garantat aș fi știut și eu. Poate e o melodie. Să căutăm în caietul de muzică. Oh, Mara. Nu, nu. Aici este. E ziua ta, mămico. Să-l cânt. Hai la birou să-l rezolvăm! 10 minus 2 egal cu 8. Dar ia stai puțin, mai întâi se rezolvă înmulțirile. Așa e! Aici e vorba despre ordinea efectuării operațiilor. Hai. 10 minus 6 ori 9 egal. Lasă-mă pe mine de aici! Încă nu desființăm paranteza. 4 plus 2 ori 9 egal. Acum eu! 6 ori 9 egal? Nu știu. Oh, am acolo. Cum să nu știi? E tabla mulțirii. Nu contează, eu mă duc la panou să văd. 6 ori 9, 54. Am scris. Voiam să-l scriu eu, scriu eu. Dar încearcă acolo la panou 54, poate ăsta e codul. 5, 4. Mami, dar este un cod de 4 cifre. Mai bag o dată 54. Nu e ăsta, clar. Nu e bun. Să ne întoarcem la pian, poate descoperim ceva cu 54 ăsta. Ia să o mai cânt o dată. Ia mai cânt o dată. Sunt o groază de cifre și pe aici. Să le încercăm așa. 3, 3, 1, 2. Mă duc să încerc. 3, 3, 1, 2. Nu e ăsta. Mara, sunt 5 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5. Poate pe al 5-lea rând se află numerele noastre. 2, 4, 2, 2. Mă duc să încerc. 2, 4, 2, 2. Nu, 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 nu. Nu este bun nici ăsta. 54. 5, 5 reprezintă numărul rândurilor, iar 4 să fie oare măsura a patra? S-ar putea. Mă duc să încerc. 1, 2, 3, 4. Măsura a patra. Și avem cifre pe toate notele. 2, 4, 3, 2. Mergi și încearcă-l tu. Poate ai noroc de data asta. 2, 4, 3, 2. Ce-am făcut? Acum trebuie să găsim și cheia de la ușă. Soluții peste soluții. Dar oare ce soluții ne-au dat abonații noștri? Să fiu atentă, să nu mă prindă. E calea liberă. Sper să nu fie pe aici. Gardianul o caută pe Teo în disperare și nu o găsește. Dar ea era de fapt în curtea închisorii, unde a găsit o magazie destul de ciudată și ea, fiind o fetiță mică și curioasă, a intrat în acea magazie, unde a găsit diferite obiecte, uniforme, arme și diferite chei de la diferite celule. Dar ea nu avea nevoie de aceste obiecte, ea avea nevoie de cheia de la poarta curții pentru a putea evada. Într-un final, Teodora a găsit cheia. Gardianul avea un pas și o prindea, dar ea a evadat din închisoare, iar gardianul a oftat. Mm-hmm.
tăiata asta. Să fac cât mai puțin zgomot, să nu mă audă nimeni. Uite, și pe negruț. Ofițerul a scăpat. Înseamnă că e pe urmele mele. Să mă grăbesc. Ce e cu pământul ăsta? Pot vedea peste zidurile închisorii. Să găsesc un loc bun de radare. Pe aici. Nu merge. Cred că această poartă este cu telecomandă. Ce mă fac eu? Trebuie să caut o cheie ceva. Ia să vedem. Uite o magazie, merg acolo. E deschisă, ce noroc pe mine. Am reușit. Wow, ce lucru ciudate mai depozitează și polițiștii ăștia. Poate dacă vine cineva, mă închid repede. Să închid repede, să nu vină cineva și să mă vadă. Wow, ce lucru sunt aici? Aici sunt uniforme de poliție. Poate pot să mă deghizez și să par că sunt polițist. Să iau pe aceasta. Wow, ce mai lucru. Să mă îmbrac cu ea, să o dau jos. Să mă îmbrac repede. Să caut în buzunare. Ia uitați-vă la mine, arăt bine. Mi-e mare. Mai bine aș căuta în buzunare. Aici nu e nimic. Nici aici nu este nimic. Să vedem aici. Am găsit o cheie și telecomandă. Cred că cheia aceasta e de la închisoare. Și cred că telecomanda asta e de la poartă. Să mergem să o deschidem. Să închid ușa să nu observe nimic că a fost cineva pe aici. Să fug repede să o deschid. Merge. Pa! Dar să eliberez și fetele. Să închid poarta înapoi. Repede să mă duc la fete. Să verific dacă merge cheia. Merge. Acum ce ne facem? Că e închis. Dar ce se aude? Să aud zgomote. O fi gardianul? Nu știu. Hai să ne frișăm. Hai să ne pitulăm. Fetelor, am găsit cheia. Am găsit cheia în acest sacou. Poveste lungă, hai să mergem. Am și telecomanda de la poartă. Hai! O deschid. Hai! Și să mă descalz.
când urcă Teo în școala normală să găsească pe catedră cheia de la Draga Închisoare și să le spună fetelor: haideți să mergem să descuiem toată casa, închisoarea, cum să îi spun. Și când ajung la ușă, să vină toți ofițerii, să le prindă, să le bage din nou în școala de jos sau închisoare. Eu n-am răbdare să caut așa. Uite câte bomboane! Uite câte mariere sunt! Ia și tu una! Eu nu vreau, nu mersi, poate este toxică. Sau poate vă face să adormiți. Mara, asta este bomboană! Eu le-am pus aici! Nu ne adorme! Teo a folosit metode de a furișa dulciuri la școala de corecție. Hai să căutăm. Hai să căutăm cheia. Nu-i nimic. Dar nu mă las. Trebuie să o găsesc. Nus. Nici aici nu sunt. Poate sub scaun? Nu. Poate sub scaun? Cum au fost indiciile? Nus. Nu mi pare. Nu-i. Noi. Teo, ajută-mă să răstorc masa asta. Sunt aici? Nu sunt. Și hai să ne mișcăm mai repede să nu ne prindă. Hai să răsturnăm pe cărara. Nici ei nu este. Nu sunt nici aici. Noi. Nu e nici aici, poate aici. Nici aici. Nici aici nu e. E sub scaunul acesta, sunt sigură. Nu fac nimic. Poate sunt aici. Nici aici nu sunt. Uite, uite, aici, aici, aici. Nu, nu e nimic. Teo, ajută-mă să răstorn masa. În schimb avem un cod. 2, 2, 2. Ei, mai las-mă cu codurile tale. Da, am zis și eu. Aici, hai să căutăm. N-am căutat aici. Da, n-am căutat. Oare unde poate fi? Mami, am făcut dezastru și cheia nu am găsit-o. Nu înțeleg unde poate să fie cheia aia. Am distrus școala. Hai să facem curat. Trebuie să găsim o altă metodă să ieșim. Altfel vom primi sigur pedepse. Mai e ceva. Poate pe aici? Eu renunț, gata, nu mai pot. Și eu renunț, nu mai putem să mai cut. Oare nu unde e? Ce s-a auzit? Am auzit un zgomot de chei. Ce chei, mami? Eu doar m-am învârtit. Uite-le! Au fost aici de la început și noi am căutat în toată clasa. Wow, le-am găsit! Întotdeauna cel mai bine e să ascunzi un lucru la vedere. Hai, să fugim! Dar lăsăm așa dezastru! Cui mai pasă? Să fim liberi! Hai! Repede, 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 până nu vine ofițerul, repede! Să vedem dacă se potrivește! Ai intrat! S-a deschis! S-a deschis! Să luăm cheile totuși! Motanul e aici! Deci, ofițerul e pe urmele noastre! Fugi! Sunt pe urmă! Fugiți! Mergem înapoi, cel mai bine! Bine, de o să nu vine bine! Repede! Luați cheile, că poate mai avem nevoie de ele! Fugiți!
Haideți! Mă opresc! Înapoi, la școală, de educare! Ce? Iarăși, eu vreau aici! Eu vreau! Eu! E locul meu! Al meu! Niciuna! Rogeți în bănci! Nu! În bănci! Nu! Deschideți caietele și lucrați! Bine! Iarăși e colorat! Lucruri de bebeluș! Mie-mi place, sunt extrem de grele! Eu mai bine mă uit într-o carte de gătit. Poate sunt un pic mai interesant. Mara, trebuie să lucrezi, te va verifica! Eu voi lucra repede, o să fiu la zi! Bine, bine! Of, șefa mea, iar și-a adus bebelușul la serviciu. Mama. Rămâne să lucrați, mă duc să culc bebelușul. Briana, nepoata gardianului, este pusă la somn. Gardianul vine jos pentru a avea grijă de voi. Briana începe să plângă, iar gardianul fuge sus pentru a vedea ce i s-a întâmplat. Din grabă, lasă pe masă câteva foi pe care sunt scrise întrebări de logică, care vă ajută să scăpați. A plecat! Hai să găsim o soluție să evadăm din nou! Oare la ce lucra acolo la catedră? Hai să vedem, fetelor, hai! Wow! O carte de logică! Oh, noi am mai făcut din astea, suntem bune! Hai să le rezolvăm, poate găsim soluțiile. Soluția de evadare. Desigur, dar de unde să începem? Le rezolvăm pe toate? Dar e groasă, mami, crezi că o terminăm? Are rost să o facem pe toată? Ce să începem? Uite! Profesorul a scos pe o listă întrebările care rezolvă enigma noastră. Hai să le descifrăm. Fetelor, dar hai în bănci să nu-și dea seama ce facem. Eu iau cartea. Și eu foaia. Alpinism mental. Pagina 19, Teo, are doar o steluță. Am găsit-o. Până acum câteva secole, multe locuri din lume nu fuseseră încă atinse de om. Alpiniștii și exploratorii sunt mari descoperitori care prin greutăți și sacrificii au cucerit vârfurile cele mai înalte din lume. Care era muntele cel mai înalt de pe pământ înainte să fie descoperit Everestul? Abonații! Chiar! Abonați-vă repede! Să caute pe Google! Hei! Aici nu e cu Google, e cu un pic de logică! Ia gândește-te! Vârful Moldovean! Nu din România, pe atunci nici nu exista România! Dar de unde? Din întreaga lume! Păi gândiți-vă un pic! Până să fie descoperit Everestul, care e cel mai înalt munte, care era cel mai înalt? Gata, știi! Everest! Bravo, Teo! Tot Everest! Se numea altfel! Nu se numea niciun fel, că nu fusese descoperit, dar tot el era cel mai înalt munte! Eu am gândit exact odată cu Teo! Foarte tare, Teo, așa m-am gândit și eu! Sunt super! Bun! Scriem aici Everest. Pasează cartea mare. Ia cartea mare. Mulțumesc. Mara, mergi la pagina 23, structuri logice. 23. Structuri logice. Logica bine folosită este o construcție mai temenică decât un castel. Haideți să folosim puțin cu un exercițiu destul de simplu. Propozițiile adevărate sunt: sculptorii sunt artiști și Gabriel sculptează marmură. Din acestea trei, care este adevărata? Gabriel este sculptor, Gabriel este artist sau marmura este artistă? Ce întrebări ciudate! E foarte simplu, Mara! Este Gabriel! Gabriel este artist! Așa este! Gabriel este artist! Bravo, Mara! Problema rezolvată! Super! Spun aici artist și bifez. Trecem la următoarea. Mara, pasează în cartea. Poftim. Mulțumesc. Numărul 12 ascuns la pagina 27. Am 5 steluțe de dificultate. Iată, într-o zi, profesorul Barbatus se plimba prin Roma însoțit de elevul său, Vicentius.
Ei au ajuns în fața unei inscripții, iar profesorul l-a întrebat. Spune, Vicențius, ai putea să-mi demonstrezi că 7 este jumătatea lui 12? Vicențius era un elev extraordinar, așa că a știut răspunsul. Oare voi îl știți? Aici îmi scrie 7 plus 7 egal 12. Dar cu siguranță ceva nu este în ordine, pentru că vorbim de Roma antică. Iar în Roma antică avem cifre romane. Iată! Dacă eu scriu 12 cu cifre romane și acopăr jumătate, mi-a rămas 7. 7 scris cu cifre romane este V-I-I. Și este ca imagine fix jumătatea lui 12, care este X-I-I. Bravo, mami! Ai rezolvat problema! Super! Ia vezi, Mara, tu te descurci mai departe cu codul secret de la pagina 16. Ia găsește tu codul secret. Codul secret. O bancă le dă coduri secrete clienților săi pentru ca aceștia să poată opera pe internet. Dacă codul pentru Ava Mara Bercu este 30.405, iar codul lui Radu Andrei Gheorghe este 40.608, care este codul pentru Rodica Magdalena Pop? Eu știu! Fac eu, Mara, dacă nu te descurci! Nu, mă descurc, mai ales că are numele meu pe aici. Privește. Să te văd eu, hai! Cifrele reprezintă numărul de litere dintr-un cuvânt. Radu, 1, 2, 3, 4 și mai punem un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andrei. 6 și 0. Gheorghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. La fel este și cu Mara. Pentru numele Rodica Magdalena Pop este... Spuneți repede voi! Scrieți codul jos în comentarii! Poate reprezintă vreun cifru secret care ne ajută să evadăm de aici. Mami, iată-mi puțin foaia. Lasă că-l scriu eu. Bine, poftim. Mulțumesc. Rodica are 6, 6, 0, Magdalena 9 și 0 și Pop, P-O-P, 3. Codul este 60.903. Wow, bravo, Mara, ce repede te-ai descurcat. Dăm să văd dacă mă descurc cu următorul exercițiu. Este bun, poftim. E bun, e bun, ne ajută să evadăm? Mă duc să încerc. Întâi dăm cartea. Îți dau cartea întâi, că tu rezolvi, eu încerc. 6 și 7 de la pagina 29. 4 steluțe, dificultate. Wow, ce frumos! 6 și 7. Cătălina are un profesor de matematică ce își pune deseori elevii la încercare. Parcă seamănă cu profesorul nostru. Cu întrebări de genul. Vreunul dintre voi este capabil să folosească 3 de 6 pentru a obține un 7? Nici Cătălina, nici colegii ei nu au știut să răspundă. Voi știți? 6. Dar n-am 0. Înseamnă că nu e ăsta. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Problema zice așa: cu 3 de 6 să obținem 7. Nu mi-a zis ce semne să folosesc. Deci pot să folosesc ce vreau eu. Dacă fac ori și împărțit, obțin tot 6. Dar dacă fac 6 plus 6, îmi dă 12, Mara. Și împărțit la 6 dă 2. Dar este vorba despre ordinea operațiilor. Aha! Facem mai întâi înmulțirea și împărțirea. Tu acum ai împărțire. Am înțeles, dar puteam să mai fac și așa. Făceam pur și simplu întâi împărțirea și după plus și apoi adunarea. Și ar fi fost la fel de rapid, dar nu m-ar fi pus în încurcătură. Deci gata, problemă rezolvată. Teo, ia cartea și rezolvă ultima problemă. Poftim, Teo, ia cartea. Ultima problemă pe care a apucat să o scrie profesorul pe listă se numește cheia și se află la pagina 61. Dar ai grijă, are 5 stele de dificultate. Să caut problema. 58, 59, 60. Am găsit cheia. 61. De ce râs, Teo? Citește-ne problema. Ce problemă o citesc? Am găsit cheia. Cheia. Și-am
contribuție. Trebuie să citim de la ultima. Ca de fapt răspunsul să existe fără să rezolvăm nimic. Păi hai, Teo, să luăm cheia și să fugim de aici. Vine înapoi repede și ține-ți cheia ascunsă. Închide-o, închide-o. 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 Închide-o.